Buonasera. Deci încă se mai râde la prostie asta. Băi, vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit aici și aș vrea să încep cu asta. Și am băut doar 200 de whisky, deci nu e la băutură. Și de la emoții, sunt căcat pe mine. Am intrat în anul lui Isus. Deci am plecat pe 33. Visul meu e anul ăsta să merg pe apă fără schijet. Dar mă aștept să fac treaba asta. Sunteți mulți, nu atât de mulți cât aș fi vrut eu, dar e un spectacol select, v-am invitat numai pe voi. Sunt o grămadă de fraieri care stă afară. Îmi pare bine că în primul rând nu e nimeni, pentru că vreau să-mi bag pulpiți, de deci e bine că o să trebuiască să fac ceva pași. Oricum, cine vrea să facă de căcat, vreau să stea tot show-ul cu mâna așa, ca să știu unde mă duc direct. Aveți voie să râdeți, să vă bășiți, să râgâiți, suntem la cinema, nu ne aude nimeni aici, o să vorbesc eu foarte tare. A fost în toată țara, diferența dintre zonele astea de la noi e râsul, să știți. Am fost la moldoveni, indiferent de ce spunea aia, te înjurau. Deci ziceam gluma și a căzut baba cu curul în baltă și era dă-te Hristos și mătii de aici că... La Olteni e altceva, la Olteni cu pumnul strâns îți luau gluma din gură. Deci așa căzut baba și se ridica și zicea tu-ți morții mătii că ești bun tare. Deci spuneam gluma și mă ascundeam undeva, dă-te-mi pula mea, lasă-mă puțin. La Cluj, în schimb, Doamne ferește. Deci mi-a zis cineva, bă, vezi mă că ăștia acolo, ardelenii, sunt vai de mamă lor, trebuie să le explici gluma pe un clipboard. Să desenezi o babă care cade curul într-o baltă și aia, atunci o să zice, dar te mă pula, n-are cum să fie așa. Și am mers la gara acolo cu trenul, m-am urcat într-un taxiu și a zis, bună seara, mi-a zis la bună. Și a zis la Hotel Transilvania și mi-a zis, seara. Și ce vă cu aia, mi-ai răspuns în jumătate de oră la bună seara? Doamne, ferește, nu-mi trebuie. Rusul e foarte ciudat la oameni și mă uitam, japonezii stau cel mai bine la segmentul ăsta. V-ați uitat vreodată la japonezi de la plâns la râs, totul e diferit. V-ați uitat la plâns, Pokémon cu ochii mari, e și lacrimile aici la un metru. Bă, la un metru, dar ai impresia că e icoana făcătoare de minuni de plânge, un fel de posterul lui Fuego care a lacrimat la colindul lui, aici, la un metru. Bă, de unde pula mea e tu lacrimi la un metru? Și râsul e special, am văzut American Pie, făcut de japonez, versiunea japoneză. Cu japonezi, aceeași, eu nu știu, a fost American Pie, cu un câine care înghite niște chei și care, niște adolescenți, în fine, nu stau să vă povestesc filmul, să facă și oamenii ăștia un bilet aici. Ideea că scena de bază e cu niște tineri japonezi care stau pe un hol și vine gagiul ăsta care dă știrea cu câinele, ăștia stau pe hol toți, vreo 15 japonezi, vine ăsta șmecherul și intră, su, crimende! Și ăsta toți fac așa, bă, dar toți, n-are niciunul altă părere, adică 20 de japonezi, același lucru, știi? Și ăsta începe să le spună, sucrânde, câșânde, chile, câinile, pula mea, ce le zice el acolo? Și ăsta începe să râdă toți la fel, așa. Ce? Bă, da, toți! Și a zis, Doamne, ferește, cum o fi stand-up-ul la ei? Vreau să fac o probă, vă jur, mă ajutați? Deci e simplu, voi trebuie să râdeți așa. Ce? Eu mă fac că spun o grumă în japoneză, când o termin râde sos la fel, ia să vedem. Ko krajende somoto nende nsende? Și am văzut și un film porno japonez, foarte ciudat. Japonezele, în principiu, la penetrare fac un lucru care de film ninja. Adică ei la penetrare fac ceva de genul... Și a zis, mă, de ce? Pentru că ce e așa deja e negru japonez. Ăia nu au pule, au niște lindice mai mari, adică e de la bomba atomică, le-au crescut ceva în loc de pulă. Și ce e asta, mă, un lindic? Dă-ne morții, mă, zic, e prea mare. Coco, și unde s-o? Și apropo de filmele astea ciudate, mă uitam la indieni. Vă uitați la filmele indiene? Bă, pentru mine e un mister în continuare. Cum pula mea e un singur indian pe un câmp? Nu se vede nimic la un moment dat, el e singur pe un câmp. Și la un moment dat se uită în zare, ce pândele mă. Nu știu ce pula mea zice, dar el se uită în zare. Și în secunda aia apar 1000 din pământ, pântă-l încă 1000 de indieni în fața lui și dansează, indiferent despre ce filmul ei dansează.
E, domnul doctor, ce am? Ai cancer, ai cancer. Și așa un dan, și am zis, bă, filmele porno sunt la fel la ei? N-am văzut un film porno indian. Eu n-am pis la goală pe verandă și unul pula goală care tunde iarba și la un dat se uită la ea și zice, hei, o să te futem astăzi. Și ea zice, care noi? Noi! Și mai apar în comie cu mașini de spălă. Și nu se poate. Nu mai sunt filmele cum erau. Bă, deci eu studiam filmele, mi-aduc aminte. Păi bă, făceai o labă după o casetă care o nimereai, de vedeai o țâță de la una în mașină filmată din elicopter și să dai cu părerea, era sfârc sau cur, ce era acolo. Nu mai contează, ți-ai dat drumul, nu, dăm caseta, îmi pare rău. Păi ce vorbești, mă, făceam studii de bătaie între Seagal, Van Damme, adică eram... Vă uitați la Steven Seagal, cel mai politicoasă bătaie din filme, te bătea cu mâna ta. Deci venea Steven Seagal, îți lua mâna, pac, 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 că îți dea drumul de temporan, te-ai bătut singur. Era extraordinar. Nu era ca Stallone. Stallone mi s-a părut genial. În toate filmele lui era atât de prost încât își împușca partenerul. Cum dracu făcea de în loc să tragă în față, trăgea în lateral. Pac, te-am luat, dă tempul. Nu, te-am văzut, îmi pare, îmi cer scuze. Și cădea într-o depresie de asta de virgină și era, păi, mă duc în munți. Se ducea în munți cu niște oi acolo. Curmea că America avea nevoie de el la 3 săptămâni, dar numai de Stallone. Și venea un negru care era șeful armatelor americane, pe principiu că dacă în armată ții futai pentru armata americană, îți trebuie un negru. Și ajungea acolo la Stallone și zicea, băi, Stallone, uite, țara are nevoie de tine. Și le era așa, nu, am oi, am fluier, am pula, abia stau aici. Și era, băi, nu trebuie să te întorci, băi, am lăsat Stallonete activ, ea merge perfect, se cacă femeile la 14 zile, rămân aici. Și cum aia, până la urmă, accepta, zicea, bine, mă întorc. Și se întorcea. În Rambo 2 îl aruncă din elicopter, ați văzut? Fără parașută, așa a fost actorul, așa a vrut el Stallone. Cred că a făcut mișto și piloții, a zis, bă, e distanță mare. Nu contează! Bă, frate, e distanță mare. Da, îl aruncă! Și l-a aruncat, a fost acolo zdrang, bă, nimic. Erau 1000 de vietnamezi, au început să tragă în el. Da, 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 el a găsit un pietroi în deșert, nu știu de unde până. S-a pus după el acolo. A stat vreo jumătate de oră, a ieșit, ăștia nu mai aveau gloanțe. Și a tras un singur glonț, el, bam, au căzut toți. Și după aia s-a cusut el aici pe mână, avea o chestie, avea o... Și-l și dureau, era... Van Damme e foarte ciudat la bătaie. Da, ați văzut Sport Sângeros 3? În Sport Sângeros... Van Damme tot timpul are un frate care are o coloană foarte fragilă. Deci are un, bă, are un frate bolnav cu coloana. Și prostul ăla de fratele lui Van Damme se duce undeva în China să facă arte marțială. Bă, în pula mea, dacă tu ai probleme și dacă tragi o bășină, face nie de dis, stai morții, mătii, acasă. Nu te duci la bătaie în China. Se duce prostul coloana lui ca frone, așa, și ajunge acolo să se bată cu un chinez. Bă, și cu cine? Cu Tang Po! Îl zici pe Tang Po? Creastă! Bă, nu te bați cu ăla, e periculos numai cum dansează. Adică un fel de Mihai Petre, dar în Japonia, și te uiți, se uită la el. Și rupe ăla coloana și îl sună cineva pe Van Damme, care e student la Bruxelles. Vezi, doamne, el învață. Și zice, băi, a rupt cineva coloana, nu, frate, și el așa, nu pot să cred. Și băi, de ce? Păi, bă, nu știu cum să fac, eu nu știu bătaie. Și eram așa, bă, în Sport Sângeros 3, știu morții, mătii, că știi bătaie, nu poți să zice, 3. Și pleacă pe un munte la un bătrân chinez, care îl învață să rupă un bambus. Îi pune un bambus în față și Van Damme dă cu piciorul și face, bă, te doare, mă. Pă bune, te doare de la un bambus, dă-l în morții, măsi. Și învață ăsta bătrân karate, ăsta bătrân are o chinezoaică mică care dă orez lui Van Damme, de unde și povestea de dragoste din final, că știți, Van Damme tot timpul fute ceva. O fute pe asta mică, pentru orez în primul rând, foarte bun. Și în al doilea rând o și ajute. Cine pula să fute o chinezoaică mică și urâtă în munți? Că și urși panda au zis, ăsta nu e om, dă-l în morții, măsi. Prefer ghemul ăsta de păr din bambus de aici. Coboară, vă, să te fut! E foarte ciudat. Și mă uitam la stilul de bătaie. Matrix, cel mai politicos. Deci, în Matrix ați văzut bătaia elegantă, tată, de lojă. O mână la spate, nu te uiți la el și aici. Din când în când te oprești. Chestii de cioran la ei. Tu crezi că ceea ce respiră acum este aer? Nio! Și ăla se gândește, nu! Și ăștia au zis, bă, nene, nu se bat lent. Se bat prea rapid și ochiul uman nu percepe viteza, bă! Dă-te, dracu, de aici! Mă aștept să văd un Matrix 16, să ajungi în sală la cinema, să zicea, Matrix 16. Și mi-a dat atât.
Deci ce până a fost asta? E prea rapid filmul, mă. Nu te ții tu după el, adică e maxim. Și la varianta asta de bătăi politicoase mi s-a părut Sergiu Nicolaescu cu mâinile curate, genial. Iese dintr-un birou, sunt doi cu două pistoale așa, nici nu le ridică prea mult, că el e regizor, le-a zis, bă, aici, jos. De ce? Aici, jos, vă rog eu. Și iese grăbit așa cu pistoala și le dă peste pistoala și zice, ce-i mă cu jucăriile astea? Și pleacă. El știind că sunt jucării, că e regizor, înțelegi? Ăia nu știau. Ăia crea a vrut să-l puște cu capse. Pac, pac, bă, ce are, bă, de nu moare? Și bătaia politicoasă și ador filmele vechi, pentru că la un moment dat le studiam din cauza scenariului. Noi cei din linia întâi, nu știu cine a scris scenariul, e genial o fază. La un moment dat Șerban cade lovit de obuze în tranșee. Război, tranșee, Șerban cade lovit de obuze. Miruna, care e deghizată în gornistă, care îl iubește pe Șerban, ajunge lângă ăsta plin de sânge, în tranșee. Și ajunge și scena e așa. Șerban, ce ți s-a întâmplat? Adică, ce să zică ăsta? Se ridice să zică, mă, nu știu, eram cu rolele pe aici, ai să moară, mă, m-a lovit un obuz, nu știu unde pula mea. Deci, bine că nu erau telenuvelele pe timpul ăla și promensul, adică s-ar fi ridicat Șerban cu ochii mii să zică, ce mi s-a întâmplat, Miruna? Nu mai există noi în relația noastră sau cum? S-o dea în alte episoade. Și bă, eu unul am avut niște probleme, tocmai de-aia nici n-am mai călcat pe la cinema. Au trei întâmplări destul de ciudate. La un moment dat a nimerit în față cu un el și o ea, mai tuciurit decât noi de fel, așa, la un film și la un moment dat a început filmul. Nu, tu că te recunoșteam, stai liniștit. Poți să spargi semințe peste 6 rânduri din gură, așa? Nu ești tu ăla, stai liniștit. Și era gagică, dar a început filmul și la un moment dat a zis, stai liniștită că ăsta cu plete moare la final. Să știu, pula mea, sunt patimile lui Hristos, adică toată lumea știa treaba asta. Țiganul i-a explicat, adică... Și-am avut o fază, am nimerit lângă fosta gagica a lui Smiley, lângă Laura Cosoi, la un moment dat nu ne cunoșteam, aici în cinema. Tot filmul am tot uitat la ea, pe durata filmului se dau de înțeles că ceva e în regulă. La final s-a aprins lumina și mi-a zis, bă, înțeleg că m-ai recunoscut, dar te-ai uitat pe mine așa, insistăm și că m-ai deranjat. Și mi-a zis, nu, fă morții, mă, te-am mai băut o sucu. Deci mi-a băut un litru de cola. Am vrut să-l sun pe Smiley să zic, bă, vrei să o vuți în cur, dar aia e o Fanta la 2 litri jumate, e disperată după gaz. Un litru de cola mi-a băut. Și de când am mai călcat eu la multiplex, vă spun, de la poveste de